Bună seara! Astăzi, pentru că tot e toată lumea preocupată de dreptul divin și mai ales despre dreptul divin în bani, o să vorbim un pic despre ce înseamnă sporul și dreptul divin în bani, până la urmă. Dreptul divin în bani este, hai să zicem, un program pe care îl avem nativ. Deci este un program cu care ne naștem. Fiecare om are un drept divin în bani. O anumită sumă de bani cu care vine. Un om are un anumit drept în bani, un anumit drept în iubire, un anumit drept în, eu știu dacă e copil, evident, în jucării, în locul unde stă, absolut toate. Absolut toate astea sunt programe și eventual drepturi divine. Da? Evident că acest drept divin în bani, și asta este cel mai important lucru și pe care trebuie să-l rețineți, este stipulat în suflet. Deci, programul despre câți bani avem noi dreptul să câștigăm, este în suflet. Evident că copiii nu au un drept divin în bani pe care să-l împlinească ei și atunci acest drept divin în bani se proiectează pe părinți și automat părinții câștigă banii de care au nevoie copiii pentru grădiniță, jucării, mâncare, etc. Distracție, excursii și alte chestii. Acest drept divin în bani este dat numai de suflet, ci și de niște entități. Niște entități de lumină. Care sunt entități specializate. Mi se pare că sunt NPS-uri, să numesc la aceste zile. Adică entități noiesice benefice specializate. Niște ghizi care sunt specializați în obținerea acestor drepturi. Da? Când vorbim de modul cum se obțin bani, ne referim la acest aspect. Și pentru cine nu știe, mai există, evident, și alte entități, de data asta negative, care sunt specializate în obținerea lucrurilor materiale și anume dragoste. Asta de la prietenul nostru, poporul chinez. Adică, nu degeaba folosesc chinezii dragonul, că e vorba de business, că e vorba de restaurante, că e vorba de... Pentru că acești dragoni au inclusiv aplicații în lumea materială. Acum, întrebări. În primul rând, ne interesează ce reprezintă banii din punct de vedere energetic? Din punct de vedere... Deci, banii sunt o energie. Să știți că termenul de bani nu este inventat de om. Da? Omul nu a inventat nimic. Tot ceea ce există pe Pământ a existat mai întâi de toate la nivel de gândire, deci mai întâi de toate în lumea spirituală. Deci banii au existat în lumea spirituală înainte să existe în lumea materială. Deci, banii, propriu-zis, există în lumea spirituală. Există pilda Sfântului Vasile, care, ca să o treacă pe cuvioasa Teodora de la dintre porțile Ravii, a trebuit să plătească pentru ea bani. Galben, aur. Deci, în lumea spirituală, banii sunt reprezentați de aurul spiritual. Galben. Da? Evident că tot ce facem noi în lumea materială, mă refer la dat bani la biserică, cărți sfinte, etc., oameni ajutoare, se transformă în lumea spirituală în aurul material. Aurul material care folosește și pe partea cealaltă, mai ales în relația cu rău. Deci, ca o concluzie, banii sunt o energie. Energia asta are exact forma galbenilor. Trăim într-o mare de galbeni. Da? În această mare de galbeni, noi o accesăm sau nu în funcție de drepturile noastre divine. Deci noi trăim într-o, hai să zicem, într-o energie a banilor. În locul în care e sărăcie, această energie a banilor e mai
slabă, în locul în care există bogăție, această energie a banilor este mai densă. De asta există chiar o lumină în locurilor foarte scumpe, ca să zic așa, unde se învârt oamenii care sunt bogați și această energie, această lumină, este dată chiar de energia banilor. Evident că fiecare rezonează cu nivelul lui de energie, nivelul lui de bani, și atunci o să vedeți că până și magazinele care vând diferite produse au o energie a banilor, da? Și atunci, automat, oamenii sunt sau nu compatibili în funcție de banii pe care îi câștigă cu magazinele pe care le frecventează. Mai departe. Deci fiecare dintre noi avem un anumit drept divin în bani pe care putem să îl pierdem sau putem să ne creștem. Care întrebare? Deci cum eu dau întrebări, nu păreri personale. Cum se poate pierde dreptul la bani? Deci dreptul la bani, evident că se poate pierde dacă pierd din suflet, pierd din entitățile specializate sau pierd din dragoni. Pentru că e o întreagă nebunie din punctul de vedere, apropo de magia pe suflet, de legarea sporului sau chiar de vânătoarea de dragoni. Și atunci, evident că există magia care se ocupă de așa ceva, dar vreau să spun ceva, nici măcar magia asta nu are efect decât în măsura în care îngăduie Dumnezeu. Adică dacă nu îngăduie Dumnezeu, nu întâlnești pe cineva care poate să-ți facă așa ceva. Dacă îți îngăduie Dumnezeu, îți îngăduie fie că formă de plată afară, care e fie ca școală. Adică e ceva de învățat. De obicei, oamenii nu prea învață de la sine și atunci ești obligat să înveți cu jaca. Adică toți cei care au probleme cu sporul acum, văzând emisiunea ca să o să intereseze, zic, bine, dar cum e cu sufletul, da, bine, cum e cu entitățile astea și poți vădă, da, bine, dar cum e cu dragonul. Mai departe. Deci entitățile specializate pe spor pot fi legate. Cum se dezleagă? Deci, în primul rând, ce înseamnă a lega? Înseamnă că se produc niște legături energetice la nivel astral. Aceste legături energetice pot fi făcute fie pentru mine, fie pentru noi. Vreau să vă spun ceva. Păi, depinde foarte mult cum sunt legate. Nu o să spun cum se leagă, dar o să spun cum se dezleagă. De obicei, țiganii leagă cu 99 de legături. Cu 99 de legături leagă și preoții, nu-i problemă. Au și ei probleme cu legatul, și a sporului, și a tuturor. Cu 78 leagă evrei. Dom'le, dar cine are cunoaștere leagă cu mine. Deci nu se încurcă de 78 sau 99. Și atunci, cea mai simplă formă de dezlegare pe care o să o prezint aici este crucea. Pentru numele Dumnezeu. Crucea leagă, crucea dezleagă, cine nu are cruce să, treacă, să nu treacă peste cruce. Deci e un algoritm banal. Și atunci, dacă am 99 de legături, fac 99 de cruci, dacă am 78 de legături, fac 78 de cruci, dacă am 1000 de legături, fac 1000 de cruci. Asta e. Pentru că oamenii, dacă ar fi cu adevărat creștini, n-ar putea fi legați. De ce? Păi am 78 de legături. Dom'le, dacă mă închin, când mă trezesc, una, când mănânc, două, când termin de mâncat, trei, când mănânc la prânz, patru, când termin de mâncat, cinci, când mănânc seara, șase, șapte, și mă închin și la culcare. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Da? Cam câte zile am nevoie ca să mă dezleg de 7 sau de 99? Deci sub o lună, două săptămâni. Dar sunt oameni care sunt legați de ani. De ce? Pentru că adevărul e că nu sunt creștini veritabili. Da? Eu nu vorbesc de alte sisteme. Noi acum vorbim un pic despre creștinism. Deci dacă ar fi creștin veritabil, în două săptămâni maxim s-ar dezlega. Că cine stă să te lege tot timpul, în fiecare zi? N-ai o idee ce înseamnă să dai pe monstrul 99 de legături. Păi te plictisești și tu ăla care legi. Și atunci ei stau legați. Dacă ar fi cu adevărat creștini, s-ar mai duce la o, cum se cheamă, la o liturghie. La liturghie te închină popa când iese cu Sfintele Daruri. Te închină când binecuvântează. Se face miruirea de la sfârșitul slujbei. Deci automat, alte cruci care te dezleagă. Bine asta, dacă nu te leagă popa de la liturghie. Că și ăștia au nebunit. Bun. Deci te dezleagă. Ok? Dar tu când stai acasă și aștept să evident că. Evident, se mai poate dezlega. Cum? Hai să luăm sistematic. Deci, 1. Cruci. Crucea. 2. Baia n-a făcut sarea. 3-4 cum sănătoși de apă, de sare de murături, sare grojoasă. Te bagi acolo, te speli, inclusiv pe cap. Da?
faci pipi în lăturile alea. Dai drumul la dop să scurgă. Te clădești cu apă curată. Și după ce te clădești cu apă curată, te dai cu mir. Cruce. Te-ai șters, da? Cruce. Piept. Gât. Frunte. Crește. Ceafă. Spate. Și ai dezlegat centrul energetic superior, da? Inclusiv inima. Deci baia n-a făcut sarea. 3. Rugăciunea. Și o citești cu trei lumânări aprinse. Aprinse dimineața, prânz, seara, 12 noapte. Nu vă mai lăsați condiționați de preoți. Nu mai preoții au voie să citească rugăciunea Sfântului Ciprian. Asta e o bullshit. Da? Ciprian a fost popă. Da? Ciprian a fost vrăjitor. Da? Deci, orice om poate să citească rugăciunea Sfântului Ciprian. Ca să dezlege. Să se dezlege, măcar pe el la contrat. Deci, rugăciunea Sfântului Ciprian. Cum se mai poate? Cum se mai pot dezlega? Trimițând lumină. Hai să zicem, prin Reiki, da? 4. Trimițând lumină. Dar știu că ei au treabă să-mi aducă banii pe care îi merit și pe care i-am voie să ia. Da? Cam atât. Ce mai pot să fac? Există chiar o rugăciune. Nu mai știu exact. Cred că e un fel de tot. În care se vorbește despre Dumnezeu care face și bogații și săraci. Deci toate darurile, inclusiv banii, sunt de la Dumnezeu. Niciodată nu o să ai mai mult sau mai puțin dat de bani decât îți îngăduie Dumnezeu. Indiferent de a fost de și în lumea interior. Pentru că să știți că Dumnezeu dă de mâncare și la hoți. Adică Dumnezeu zice, tu care trebuie să furi, fură de la ăla care te are de plătit. Adică până și asta e regulă, dar tot de Dumnezeu. Nu se poate întâmpla să te fure cineva fără să știe Dumnezeu. Bun, și sunt dragonii despre care nu vreau să vorbesc. Oamenii care este îngăduit să fie legați, au făcut greșeli vis-a-vis de bani sau au anumite păcate? În momentul în care ți se leagă banii, e clar că ai ceva de învățat sau ai ceva de plătit. Dacă ai ceva de plătit, înseamnă că ai greșit și atunci. Una dintre formele de plată, cele mai facile, că eu zic că nu vrea nimeni să-și piardă o mână sau un picior, mai bine plătește prin bani, nu? Și atunci, una dintre cele mai facile forme de plată sunt banii. Adică ai o pierdere. Pierderea asta de bani poate să fie. Ți se sparge țeava de la sar becuri, sau de instalații sanitare, sar, eu știu, ai un accident ușor de mașină. Sunt multe pierderi. Să rupe tocul de la pantof. Ți agăți haina în drum spre nu știu mai ce și trebuie să-ți ia. Asta sunt formă de pierdere. Da? Dar nu totdeauna sunt forme de pierdere. Pentru că dacă eu port o haină care așa... Până și astea au misiunea lor personală vis-a-vis de mine. Deci dacă eu pierd o haină a mea și a terminat misiunea personală relativ la mine și mi-o agăt, nu înseamnă că am program de pierdere. Înseamnă că am fost destul de zgârcit să nu-mi iau alta mai repede. Și tot așa. Da? Mai departe. Pierderile de bani sunt în strânsă legătură cu relațiile karmice? Și da și nu. De ce? Pentru că în relațiile karmice mai pierzi din suflet. Adică se produce un transfer de suflet de la noi la persoana care i-am greșit altă dată. Și atunci automat se produce și un transfer de drept divin în bani. De iubire, de sex, de orice drept poate să se transfere. Și automat pot să am deci pot să mi scadă dreptul divin în bani pentru că am depătit vis-a-vis de altcineva din altă viață. Absolut, da. Deci se produce acest transfer de drept divin, da? Ce se întâmplă dacă ajutăm pe cineva cu un împrumut? Vom avea de câștigat sau de pierdut din sporul nostru? Depinde. Pot să am de câștigat dacă dau cu împrumut în ideea de a-L împrumuta pe Dumnezeu
Și pot să am de pierdut, dacă odată cu asta pot să dau și sporul meu. Pentru că există oameni care știu să ia sporul, apropo de muturi. Mie mi-a zis, eu am dat odată cu niște bani și un preot mi-a zis așa. Mi-a zis un banc, ci că un evreu avea un, o tonetă de aia cu hot dog lângă o bancă. Și un alt evreu vine la și spune, măi, țic, vrei, nu vrei să-mi împrumut și mie niște 100 de dolari? Și el zice, nu pot. Zice, de ce nu poți? Păi zice, am o convenție cu banca, care, zice, el nu vinde hot dog, eu nu dau bani cu împrumut. Adică ideea e în felul următor. Dom'le, depinde. Poți să dai bani cu împrumut și atunci, apropo de, cum să spun eu, de arta de obține harul, poți să obții har prin faptul că nu-i mai vezi înapoi, sau poți să dai bani cu împrumut și să pierzi efectiv din spate. Depinde automat de intenția pe care dai. Și apropo de camătă și de mai știu eu ce, aia nu este foarte ok din punct de vedere divin, dar, mă rog, să mai practică. Eu, unul, nu sunt foarte fan nici să împrumut bani, nici să împrumut bani de la alții. Pentru că, inevitabil, dacă ai împrumutat bani de la alții, ăia au drept asupra sufletului tău și asta este una dintre modalitățile prin care cămătarii câștigă casele oamenilor, da? Ei dau bani cu împrumut, automat prin banii ăștia ei le iau sporul, nu cămătarii fac asta, dar ei lucrează cu țigări, că m-am interesat eu. Și atunci cămătarii dau bani cu împrumut, odată cu banii le iau sporul, luându-le sporul, oamenii nu au cum să-și plătească rata, asta crește până când ajungă în imposibilitatea de a plăti și le iau casă. Deci asta e cea mai simplă formă și cea mai demonică. Evident că cine își pierde casa înseamnă că trebuie să-și o pierdă. Adică e clar că ori nu avea dreptul, ori a pierdut dreptul de acasă, ori... Deci nu se întâmplă absolut nimic fără voia Dumnezeu. Dar, ca idee, totuși nu se înseamnă că trebuie să mă arunc de pe stâncă că mă ține Dumnezeu. Da? Adică trebuie să fii atent cu împrumuți bani și mai ales trebuie să fii foarte atent de la cine împrumuți bani. Din punctul ăsta de vedere, eu am încercat să văd cam cum funcționează lumea asta și pot spune că e mult mai bine să împrumuți bani de la bănci. De ce? Banca trăiește din împrumuturi. Trăind din împrumuturi, ea are tot interesul să, ca tu să-i dai bani înapoi. Deci, automat, banca este interesată să te ajute. Deci, în general, băncile prezintă o energie a banilor destul de mare. Și atunci, ea te ajută ca suport spiritual ca tu să-ți plătești ratele. Ca să-i drăguț. Pe când cămătarii încearcă să te pierici. Da? Din punctul de vedere, sunt mai apropiat de bănci decât de cămătari. Mai departe. În cazul cerșătorilor, și în special a cerșătorilor țigani, este evident că dacă le dăm bani, ne vor lua spor? Nu e așa. Deci nu e chiar așa. În altă ordine de idei, apropo de cerșători, eu fac ce simt. Dacă simt să dau, dau. Dacă nu simt să dau, nu dau. Cum să vă zic eu, nu știu dacă dărnicia trebuie să manifestă dând un leu unui cerșetor care stă la stopuri sau la semafoare și nu cred că ăsta e sensul, da? Cred că asta e doar așa, o liniștire a proprii noastre conștiințe că am făcut ceva bun. Dar adevărații cerșetori și adevărații oameni săraci nu sunt la semafoare. Aia, într-adevăr, nu au ce mânca și pentru aia ar trebui făcute cantine de săraci. Dar dacă e să mă întrebați pe mine, nu sunt de acord cu dat banii la cerșetorii profesioniști și evit. Trebuie să fie ceva care într-adevăr să miște sufletul ca să dau banul săraci. Plus că dacă dai la bani cuiva care nu-i merită, preiei din karma lui, preiei din problemele lui. Pentru că e clar că el n-are voie să aibă bani. Și dacă tu îi dai și el, eu știu, face altceva decât trebuie, atunci tu plătești. Și atunci de ce să dai? Nu. Dai în momentul în care simți, în momentul în care consider că, dar vă spun eu că în cele mai multe cazuri nu dai. Putem chiar să-i facem rău unei persoane dacă îi dăm bani în situația în care nu îi merită? Absolut nu. Păi bineînțeles, pentru că el are acces la niște lucruri la care nu are nevoie și pe lângă faptul că îi cheltuie iurea, te mai bagă și pe din la apă cu el. Pentru că se întâmplă următorul fenomen. Banii, modul cum se mișcă banii, sunt niște
demon care se ocupă de, eu știu, gestionarea lor. Și de-abia te așteaptă să ai ceva de plătit. Adică de-abia te așteaptă să greșești ceva ca să-ți o tragă. Da? Bun. În cazul în care tu, care ai bani, dai mai mulți bani cuiva care nu are voie, demonii respectiv țipă. A, păi n-are voie. Și atunci ce face? Te bubuie pe tine. Ei vin peste tine. Faptul că tu dai bani cui nu trebuie, te bubuie pe tine. Adică exact principiul de la pușcărie, da? La pușcărie e voie la un pachet pe lună sau cât e, mă rog. Sau la un număr, mă rog, ce au ei voie. Dacă tu îi dai mai mult, cine o fură? Tu ăla de afară care îi dai. Nu el. Tu o încurci. Așa e și cu legile karmei apropo de pământ, de, pe pământ apropo de bani. Și de drepturi divine în orice. Ce se întâmplă cu sporul nostru atunci când refuzăm să cheltuim bani pentru o plăcere personală sau suntem extrem de economic cu noi înșine? În primul rând, aici se pune problema de plăceri personale sau de neplăceri personale. Nu așa trebuie să judece raportul cu banii. Raportul cu banii trebuie să judece în felul următor. Trebuie sau nu făcut un lucru. De ce? Păi pentru că economia asta funcționează după niște principii și după niște legi. Dacă eu sunt doar pus pe acumulat, fără să dau, se produce un blocaj. De ce? Păi nu mai sunt aia care trebuie să ia și de la mine. Da? Bun, și ea ce fac? Că ea mor. Păi dacă mor aia, nu mor și eu mai târziu? Că dacă, cum să zic eu, toată lumea, sunt lucruri care nu le plac, mă rog, biserici și să mă știu ce. Păi dacă mor, cum să zic eu, mor meseriile astea, nu murim toți? Că banii trebuie să circule. Deci cea mai mare vină a oamenilor este când împiedică banul să circule. Păi, nu zice nimeni să dai tot, adică să câștigi 100 și să dai 2. Păi da, să câștigi 100 și să dai 10. Să câștigi 100 și să dai și mai departe. Care și ea nevoie? Deci pentru tine poate că 100 de mii înseamnă ceva. Poate pentru omul ăla 10 lei înseamnă ceva. Adică un leu, da? Adică 10.000. Și atunci, tu dai atât cât îți ție ușor să dai. Dar trebuie să faci parte din circuitul ăsta. Pentru că banii sunt ca o mare care curge. Dacă tu nu dai drumul mai departe, la un moment dat se va opri, nu va mai curge nici la tine. Și de asta tu trebuie să fii în circuitul banilor, dar să lași să și treacă. Lăsând să treacă și primești, dar și dai mai departe. Trebuie să dai mai departe. La nivel macro, așa începe o criză economică. Așa începe o criză economică. Unul nu-și plătește datoriile, nu-și plătește mai departe, ea nu mai plătește mai departe și a intrat toți în imposibilitate, în capacitate de plată. Angajatorii au un drept mai mare la bani pentru că au locuri de muncă și altele? Vreau să spun ceva, că nu întotdeauna angajatorii au un drept foarte mare de bani. Toată lumea vede că dacă cineva e patron, are și foarte mulți bani. Greșit! Deci sunt oameni care, pentru care este o karmă să fie patroni, să dea de mâncare la alții, și în timp ce angajatului care poate câștigă 2000 de euro pe lună, sau 1000, sau 500, lucrează de la 9 la 5, după ce, după 5, nu doare capul, se duce la teatru sau la cinematograf, că îți permiți în banii ăștia, patronului nu doarme, că trebuie să facă contracte, trebuie să găsească comenzi, trebuie să vadă dacă își fac ăștia treaba. De multe ori, a fi patron este mai greu decât să fie angajat. Numai că oamenii nu văd treaba asta, ei nu văd decât treaba lor. Am impresia că stau 8 ori la serviciu și trebuie să le zice cineva statuie. De multe ori, a fi patron este o formă de școală, de evoluție foarte dură, de altfel. Pentru că cel mai greu să dai de mâncare la oameni. Cel mai greu să ai grijă, că nu ai grijă numai de ea, ai grijă de familiile lor. Adică dacă un om care are 1.000, 2.000, 3.000 de angajați, nu se gândește numai la oamenii respectivi, se gândește la familiile lor. Că oamenii n-au cum să fie bine, dacă familiile lor nu sunt bine. Într-un cuplu, este posibil ca unul dintre ei să câștige și banii care sunt dreptul celuilalt? Absolut. Deci într-un cuplu care se formează, automat se unesc sufletele. Se unește dreptul divin. Și se formează un drept divin unitar. Ei, în momentul în care unul stă acasă, dreptul divin al lui se duce către celălalt. Bine, mai există cazurile când, de exemplu, unul dintre ei este supărat
Și fiind supărat, nu mai vrea să-l ajute pe ăla și iese din toată chestia asta și stau împreună. De fapt, sufletul unul e într-un loc, sufletul altul e într-un loc. Ei, atunci nu mai e așa. Că se divide. Da, în cazul în care formează un tot, cum e o familie care e căsătorită, automat, sufletul ăla ia dreptul divin amândouă. Deci nu numai unul duce la asta. Și asta de multe ori sunt oameni care își cresc dreptul divin tocmai prin persoane pe care le întâlnesc. Deci am întâlnit și vreau să spun că există chiar cunoaștere în domeniul ăsta și sunt familii care vânează fete sau băieți cu dreptul divin în mani, pentru că au altă lumină. Și, mă rog, se căsătoresc, căsătoriile astea sunt nu prea drăguțe și sunt sortite de cele mai multe eșecuri în timp. Cât de mult ne afectează dacă devenim foarte atașați de banii noștri, de mașină, de casă, de obiecte materiale? Păi, se spune așa că sufletul omului este unde este ceea ce iubește el cel mai mult. Deci dacă ești atașat de bani, o să fie legat de bani. Dacă e atașat de bijuterie, o să fie atașat de bijuterie. Dacă e atașat de o mașină, o să fie legat de mașină. Deci, până la urmă, sufletul nostru este atașat de ceea ce ne place nouă. Nu știu dacă influențează starea materială faptul că ești atașat de lucruri materiale. Că, până la urmă, dacă ești atașat de lucruri materiale, o să atragi lucruri materiale. Deci, dacă ești atașat de lucruri materiale, e clar că o să te îmbogățești. Dar, și în funcție de dimensiunea sufletului tău. Dar nu cred că ăsta e sensul vieții. Cred că, cred că în ce spunea Mântuitorul. Și Mântuitorul spunea aflați împărăția celor și toate vi se vor adăuga vouă. Asta înseamnă că dacă aflu care este adevărul, dacă, să zicem, îl găsesc pe Dumnezeu și mă rog, am cunoașterea spirituală, automat o să am acces și la bani și la orice seamănă din punct de vedere material. Asta. Foarte mulți oameni sunt interesați. Cum pot să atragă abundența în viața lor din toate punctele de vedere? Deci, v-am zis, bogăția este dată de Dumnezeu. Bogăția și abundența este un dar divin. Dar noi ieșim din abundență, ieșim din bogăție, pentru că ieșim din Dumnezeu. Deci soluția este întoarcerea la Dumnezeu. Să știți că ceva, să vă spun ceva, banii înseamnă lumină. Banii și lumina nu sunt în opoziție. E important ce am. Gândiți-vă la Hristos, da? Știu că se spune că Hristos era Fiul lui Dumnezeu și că e al de mâncare. Nu e adevărat. Hristos este un model care, dacă nu ar fi model, n-ar însemna nimic pentru mine. Deci Hristos este un model. Bun. Și vă gândiți că lui Hristos îi se aducea aur, smirnă, tămâie. Hello. I s-a adus? S-a dat așa. Da? Bun. Asta ce înseamnă? Că avea înscris în el aur, smirnă. Deci bogăție. Deci tot ce vrea. Da? Bun. Având înscris în el tot ce își dorea sau tot ce avea nevoie. Evident că putea să facă orice. Numai că asta este una dintre lecții. Vreau să spun, săracul cred că este mult mai atașat de bani decât un om bogat. Și săracul cred că pune mult mai mult preț pe bani decât un bogat. Crezi că un bogat care are 7 Ferrari va iubi mai mult Ferrari decât unul care n-are niciunul, dacă îi plac mașinile? Sigur nu. Și atunci problema este de atașament, nu de bani. Deci ceea ce nu înțeleg oameni este că nu e important să fii bogat sau sărac. Important e cât de atașat ești și cât îți dorești asta. Că dacă ești sărac și îți dorești să ai bani și să trăiești în palate și în piscine și dacă ești bogat și te mulțumești să mănânci mămăligă cu brânză, nu să zic eu, din punctul meu de vedere, este mai aproape de adevăr bogatul ăsta. Care, deși are bani, mănâncă mămăligă cu brânză, decât săracul care visează la icre negre. Să fim serioși. Deci problema este de opțiune personală. De cum vezi tu bogăția. Ce părere aveți despre plata de zeceială? Crește sporul. Cum este indicat să plătim zeceală? Să știți că zeceală este foarte ok. Și absolut da, crește sporul. De ce? Pentru simplu motiv că zeceală este o formă să plătesc ceea ce am greșit, să știți. Și să răscumpăr sufletele. Zeciuiala este o formă de plată karmică. E o formă de dau o parte din munca mea
ca să-mi plătesc păcatele, să-mi recuperez curățenul pe care l-am pierdut. Zeci ea se dădea la templu. Deci evreii o dau la templu. Templu care ce sens are? Păi rabinii au sens, au rolul să roage. Au rolul să-i dezlege de păcate pe oamenii respectivi. Deci automat, să zicem, eu fac un păcat, pierd din suflet, pierd din drepturile divine în bani. Dau zeciuiala și lasă roagă pe mine și îmi reface sufletelul. Adică eu zic că e un business destul de corect. Numai că vedeți dumneavoastră, vedeți voi, este foarte greu să dai zeciuiala. Hai când dai un milion, e ușor să dai 100 de mii. Dom'le, dar dacă ai 10 milioane de euro, e cam greu să dai un milion. Adică e chestie de dimensiune aici. Cu cât câștigi mai mulți bani, cu atât e mai greu să-i dai. Și, în concluzie, ce ne mai puteți sfătui să facem în acest scop? Deci, pierderea de semneu se recuperează prin rugăciune și post negru. Pierderea de semneu se recuperează prin, deci de suflet, de programe pozitive, prin trimiterea de lumină. Deci, orice faceți bine, faptul că dați de pomană, faptul că automat vă influențează și de tot timpul bani. Bun. Asta e cam tot. Nu știu ce măsură e și bine, o să vedem după aia. Pentru că, mă rog, am avut o chestie pur tehnică. Sper să vă fie de folos, sper să aveți un început în a vă rezolva problemele cu sporul banii și cu dobândirea lor. Și n-am decât să vă urez să fiți sănătoși, fericiți și bogați, că e mai bine decât să fii sărac, bolnav și nefericit. O seară bună vă doresc!